Bună ziua, dragi copii! E ora poveștilor. Alice în țara minunilor. Capitolul 7. Ceaiul nebunilor. Sub un copac, în fața casei, era pusă o masă la care iepurile de martie și pălărierul luau ceaiul. Între ei ședea un bursucel care dormea buștean. Ceilalți doi îl foloseau drept pernă, proptindu-și coatele pe el și vorbind pe deasupra capului său. Foarte neplăcut pentru bursucel, dar, cum tot doarme, bănuiesc că nu-l supără, gândi Alice. Masa era mare, dar toți trei ședeau înghesuiți într-un colț. Nu e loc, nu e loc, strigară ei când o văzură venind. E loc destul, spuse Alice indignată, și se așeză într-un fotoliu mare la un capăt al mesei. Vrei puțin vin? O întrebă îmbietor iepurile de martie. Alice se uită de-a lungul mesei, dar nu văzu altceva de băut decât ceai. Nu văd vin de fel, zise. Nici n-avem, spuse iepurile de martie. Nu e prea politicos din partea dumitale să oferi ce nu ai, zise Alice supărată. Nu e prea politicos nici din partea dumitale să te așezi fără să fii poftită, răspunse iepurile de martie. N-am știut că e masa dumitale, spuse Alice. E pusă pentru mult mai multe persoane, nu doar pentru trei. Ai părul prea lung, de ce nu ți-l tai? Zise pălărierul. Erau primele cuvinte pe care îi le spunea. Până acum doar se uitase la ea cu mare curiozitate. Și dumneata, de ce faci observații nepoliticoase? Spuse Alice cu o oarecare asprime. Ar trebui să știi că nu e frumos. Auzind acestea, pălărierul făcu niște ochi foarte mari, dar de spus nu spuse decât: ce asemănare între o coțofană și o masă de scris? Ei, acum o să ne distrăm un picuț, își zise Alice în gând. Mă bucur că au început să spună ghicitori. Iar tare spuse: cred că o să pot ghici asta. Vrei să zici că ți se pare că ai putea găsi răspuns la întrebarea asta? Zise iepurile de martie. Chiar așa. Atunci spune ce crezi, continuă iepurile nebun. Așa și fac, răspunse ea repede, sau cel puțin cred ce spun. E tot una, nu? Ba nu-i deloc tot una, spuse pălărierul. Atunci ar însemna că văd ce mănânc, e tot una cu mănânc ce văd. Ar însemna, adăugă iepurile nebun, că îmi place ce găsesc, e tot una cu ce găsesc ce îmi place. Ar însemna, adăugă bursucelul, care părea vorbi în somn, că respir când dorm, e tot una cu dorm când respir. La tine e tot una, zise pălărierul. Aici conversația încetă și un minut șezură cu toții în liniște, în timp ce Alice căuta să-și amintească ce știe despre coțofene și mese de scris. Și nu-și amintea mare lucru. Pălărierul fu cel dintâi care rupse tăcerea. A câta zi din lună e azi? Zise, îndreptându-se către Alice. Își scoase de buzunar ceasornicul și se uită la el necăjit, scuturându-l din când în când și ținându-l lângă ureche. Alice se gândi puțin, apoi spuse: a patra. Cu 2 zile în urmă, oftă pălărierul, ți-am spus să nu ungi roțile cu unt, adăugă uitându-se mânios la iepure. Era un unt foarte gustos, răspunse acesta blajin. Da, dar odată cu untul vor fi intrat ceva firimituri de pâine, bombăni pălărierul. Nu trebuia să ungi rotițele cu cuțitul de pâine. Iepurile de martie luă ceasul și se uită la el posomorât, apoi îl înmuie în ceașca sa cu ceai. Dar nu găsi ceva mai bun de spus decât ce spusese și mai înainte. Într-adevăr, era un unt foarte gustos. Între timp, Alice, oarecum curioasă, privea peste umărul lui să vadă ce face cu ceasul. Ce mai ceas nostim, zise ea. Arată ziua din lună și nu arată ora. De ce ar arăta ora? Mormăi pălărierul. Parcă ceasul dumitale arată anul? Bineînțeles că nu, răspunse Alice fără să plegete. Dar asta fiindcă stă așa mult în același an. La fel și al meu, zise pălărierul. Alice rămase întru totul uluită. Ce spuse pălărierul părea să n-aibă nicio noimă și totuși vorbise englezește, în limba ei. Nu prea înțeleg, zise ea, cât putu de politicos.
Bursucul iar doarme, spuse pălărierul și târnă un pic de ceai fierbinte pe nas. Bursucielul scutură din cap enervat și spuse, fără a deschide ochii. Desigur, desigur, tocmai asta era să spun și eu. Ai reușit să dezlegi ghicitoarea? Se îndreptă acum pălărierul către Alice. Nu, n-am reușit, Alice, răspunse. Care e răspunsul? Habar n-am, răspunse pălărierul. Nici eu, spuse iepurele nebun. Alice oftă plictisită, apoi zise, cred că ați putea folosi mai bine timpul decât să-l irosiți cu ghicitori fără dezlegare. Timpul, făcu pălărierul. Eu, dacă vrei să știi, scriu timpul cu literă mare, fiindcă știu că îi place să-l respecti. E supărăcios? Mie îmi spui. Nu prea vă înțeleg, zise Alice. Păi sigur, făcu pălărierul clătinind din cap cu dispreț. Ce știi tu despre timp? Vorbești de parcă l-ai cunoaște și, când colo, pun rămășa că nici măcar nu i-ai vorbit vreodată. Asta s-ar putea, zise Alice chibzuind, dar la lecția de muzică știu să bat timpul. Ah, zise pălărierul, acum înțeleg, nu rabdă să fie bătut. Vezi, dacă nu l-ai supărat și dacă ați fi prieteni, ar pune oricând ceasul cum vrei tu. De pildă, să zicem că ar fi 9 dimineața, când trebuie să te apuci de lecții. Ei, cu o șopticică, îi dai de înțeles timpul ce dorești și, hopa, se învârte ceasul într-o clipă până la 1:30. Și iată ora prânzului. Bine aș fi să fie, șopti pentru sine iepurile de martie. Asta ar fi strașnic, într-adevăr, zise Alisa, gânditoare, dar vezi că atunci nu mi-ar fi încă foame. La început poate că nu, zise pălărierul, dar n-ai decât să ții ceasul în loc la 1:30, cât vrei. Dumneata așa faci, întrebă Alice. Pălărierul dădu din cap amărât. Eu nu pot, răspunse. Ne-am certat asta primăvară, prin martie, chiar înainte de s-a scântit dumnealui de colea și arătă cu lingurița de ceai spre iepurile de martie. Era la marele concert dat de regina de cupă și eu trebuia să cânt. Sclip, 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 sclipești maimuță, o fi oare aghiuță? Cunoști cântecul, nu? Parcă l-aș cunoaște, zise Alice. Mai departe știi cum e, continuă pălărierul. Sus, deasupra lumii zbori, ca un ceainic printre nori. Aici bursucelul tresări și începu să cânte prin somn. Printre nori, printre nori, printre nori și tot așa mereu, ca o morișcă stricată, de trebuia să-l ciupească pentru a-l face să tacă. Ei, nici n-apucasem să termin primul vers, vorbind înainte pălărierul, că regina a sărit în sus ca friptă și a început să zbiere. Masacrează timpul, să-i se taie capul. Ce sălbăticie, e îngrozitor, exclamă Alice. Și de atunci, continuă pălărierul cu glas jalnic, s-a supărat timpul pe mine și nici vorbă să mai facă ceva pe plac. Acum e într-una ora 6. Alice se lumină dintr-o dată. De asta sunt atâtea cești și farfurioare pe masă, întrebă. Firește, oftă pălărierul, fiind mereu ora ceaiului, nu mai avem când să le spălăm între timp. Și atunci probabil că vă mutați de la o ceașcă la alta, nu-i așa? Întrebă Aris. Chiar așa, pe măsură ce le folosim, răspunse pălărierul. Dar ce se întâmplă când ajungeți iar la prima ceașcă? Îndrăzni Alice să întrebe. Ce-ar fi să mai schimbăm subiectul? Îi întrerupse iepurile de martie, căscând. A început să mă plictisească. Propun ca domnișoara să ne spună o poveste. Nu cred că știu vreuna, zise Alice, îngrijorată de această propunere. Atunci să povestească bursucelul, strigă ceilalți doi. Hai, bursucel, trezește-te! Și-l ciupire din ambele părțile. Bursucelul deschise aline ochii. Nu dormeam, zise el, cu glas răgușit și slab. Am auzit tot ce ați vorbit. Spune-ne o poveste, zise iepurile de marte. Da, spune-ne o poveste, se rugă de el și Alice. Și spune-o repede, adăugă pălărierul, astfel adormim iar înainte să o termini. Au fost odată trei fetițe, începu bursucelul și urmă cu mare grabă. Erau surori și le chema Lizica, Lucica și Tilica și trăiau în fundul unei fântâni. Dar cu ce se hrăneau, întrebă Alice, care totdeauna vedea mare interes față de ale mâncării. Se hrăneau cu melasă, răspunse bursucelul, după ce se gândi un minut, două. Parcă nu-mi vinea crede, spuse blajin Alice. S-ar fi îmbolnăvit.
Păi s-au și îmbolnăvit, se grăbi să-i adeverească bursucelul. Au fost foarte, foarte bolnave. Alice încercă puțin el a se gândi cam cum ar fi o asemenea viață năstrușnică. Dar era prea greu de închipuit, așa că întrebă din nou. Dar de ce trăiau pe fundul unei fântâni? Mai ia un ceai, îi spuse lui Alice foarte serios iepurile de martie. Cum adică să mai iau? Când până acum n-am luat nimic, se miră Alice cam jignită. Aș înțelege să te miri dacă ți-ar fi spus să iei mai puțin ca nimic, zise pălărierul. Dar mai mult ca nimic e foarte ușor să iei, nu? N-a cerut nimeni părerea dumitale, zise Alice. Da? Cine face acum observații nepoliticoase? Întrebă pălărierul de-a dreptul radios. Alice nu prea știu ce să mai răspundă, așa că bău puțin ceai și mâncă puțină până cu unt, apoi se întoarse către bursucel și își repetă întrebarea. De ce trăiau pe fundul unei fântâni? Bursucelul iar mai stătu un minut, două, să se gândească, apoi zise. Era o fântână de melasă. Nu există una ca asta, se repezi Alice supărată. Era gata să mai zică ceva, dar pălărierul și iepurile de martie făceau. Iar bursucelul spuse îmbufnat. Dacă nu poți să fii cuviincioasă, atunci termină tu povestea. Nu, te rog, spune mai departe, zise Alice foarte smerită. Nu o să te mai întrerup. Poate o fi existând vreuna. Una? Ha, făcu bursucelul indignat. Totuși, când simți să povestească mai departe. Și, așa cum spuneam, cele trei fetițe trăiau pe fundul fântânii. Și toată ziua făceau exerciții de desen. Ce desenau? Întrebă Alice uitându-și făgăduiala. Melasă, spuse bursucelul, fără să se mai gândească de data asta. Vreau o ceașcă curată, îl întrerupse pălărierul. Hai să ne mutăm toți cu un loc mai încolo. Zicând așa, se și mută pe locul următor. Bursucelul, de asemenea, iepurile de martie, se mută pe locul bursucelului, iar Alice, vrând nevânt, trebuie să ia locul iepurilor nebun. Pălărierul fu singurul care profită de pe urma acestui schimb. Alice se alese cu un loc mult mai neplăcut decât cel dinainte, fiindcă iepurile nebun tocmai răsturnase din greșeală cana cu lapte în farfuria lui. Grijulie să nu-l supere iar pe bursucel, Alice începu foarte prudent. Dar nu înțeleg, cum puteau scoate melasa ca să o deseneze? Dacă poți să scoți apa dintr-o fântână de apă, de ce n-ai putea să scoți melasa dintr-o fântână de melasă? Deșteaptă-o, zise pălărierul. Alice nu lua în seamă această observație și se repezi iar nedumerită să-l întrebe pe bursucel. Dar n-ai spus că era înăuntru, în fântână? Bursucelul răspunse foarte apăsat. Am spus că era în fântână de melasă. Și către ceilalți, vedeți, nu mă lasă. Alice se fâstăci și iar mai ascultă câtva timp povestea bursucelului fără să-l întrerupă. Făceau exerciții de desen, continuă bursucelul, căscând și frecându-se la ochi, fiindcă îi se făcuse foarte somn și desenau tot felul de lucruri, tot ce începe cu litera I. De ce cu I? Întrebă Alice. De ce nu? Zise iepurile de martie. Alice tăcu. Bursucelul, între timp, închisese ochii și începuse să moțăie. Dar când pălărierul îl ciupi, se trezi, chițăind supărat și povesti mai departe. Ce începe cu ei, de pildă, iarnă, iarbă, imaginație, imposibilitate, știți ce să zic, o imposibilitate imposibiloasă. Ați văzut vreodată desenată o imposibiloasă? Dacă mă întreb pe mine, zise Alice, pur și simplu uluită, nu cred. Atunci nu vorbi, o repezi pălărierul. Această mujicie i se păru lui Alice insuportabilă. Dezgustată, se ridică și plecă. Bursucelul adormi în aceeași secundă, iar ceilalți părură că nici nu fi băgat de seamă că plecase, deși ea se uită înapoi de vreo două ori, sperând oarecum ca o s-o cheme. Când îi văzu ultima oare, încercau să-l vâre pe bursucel în ceainic. În tot cazul, eu acolo nu mă mai duc, își zicea Alice căutând un drum prin pădure. De când trăiesc, n-am mai luat ceaiul cu asemenea iuriți. Chiar când vorbea așa, băgă de seamă că unul din copaci avea o ușă care ducea înăuntru lui. Asta e foarte ciudat, gândi ea. Dar ce nu e ciudat astăzi? Cred că e mai bine să intru îndată. Și intră.
Se văzu din nou în sala cea lungă și aproape de măsuța de cleștar. Acum știu mai bine ce am de făcut, își spuse Alice, luând mai întâi cheița de aur și descuind ușa care ducea spre grădină. Apoi începu să ronțăie din ciupercă până se făcu de vreo două palme, păstrase în buzunar o bucățică, după asta trecu prin gânguleț și în sfârșit se văzu în grădina cea frumoasă printre răzoarele de flori, strălucind în toate culorile și printre fântânile ce răspundeau răcoare.